German s-au gândit să convingă fulgii de nea să cadă mai repede, așa că s-au transformat ei în creasa zăpezii și prințul regatului de gheață, bă băiatule. Ia priviți, vă de iubesc! Minunați. Hai că l-a transmis un mesaj! Ca în povești, așa că ce transformare putea să redea mai frumos relația lor de iubire? Chris și Vlad urmează să fie transformați în creiasa zăpezii, respectiv prințul regatului de gheață. Hai, spune-ne ce ai făcut. Ce să facem? Am decolorat-o, am șuvițat-o, i-am făcut părul alb, o transformăm în creiasa zăpezii pe Cristinica. Și acum ce ai pui în păr? Acum punem câteva accesorii, câteva flori de gheață, ca să îmbunătățim imaginea personajului. Și îl încoronezi și pe Vlad? Nu știu dacă el o să fie cu tiară sau cu coroană, el o să fie partea mai dură, mai masculină, o să fie acel rege care o protejează. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. În timp ce crăiasa se gătea și prințul se transforma, am profitat de moment pentru a ne aminti de cel mai important moment din viața lor, cererea în căsătorie. Am rezervat o masă la un restaurant, la etajul 15 al clădirii și, mă rog, am pregătit acolo, am vorbit de dinainte să pregătească un tort, să pună o piesă, l-am trimis eu piesa, să pună momentul cu pricina, să pună piesa respectivă, piesa, mă rog, e piesa noastră, I Wanna Grow Old With You. E și o dedicație totodată și fix în momentul cu pricina, după ce am mâncat și trebuia să vină tortul, evident, fiind și ziua ei, că i-am dat inelul fix de ziua ei, tot primea telefoane și evident trebuia să răspundă. Și fix în momentul ăla vorbea la telefon și îi făceam semn, închide. Închide, închide, ea tot nu închidea, zic, hai te rog, închide, închide. Ea nu închidea, începuse piesa, o dădusere și mai tare. Ea nimic, deci nici nu mă auzea piesa, credea că e în playlist, pur și simplu. Zic, închide, vine chelnerul cu tortul, îi spunea, zic să închide, ce să-i fac, ce să-i zic, ei, nu pot. La urmă închide, vede tortul, pe tortă i-am rugat să scrie Marry Me și iarăși a fost o fază foarte amuzantă, că în loc să scrie Marry Me, au scris Mary cu E, ca și cum ar fi Crăciunește-mă în loc de Căsătorește-te cu mine, a fost foarte amuzant. Ea nu a înțeles despre ce e vorba, în momentul ăla am dat să bag mâna în pantalon unde aveam cutiuța, evident că nu era în pantalon, era în sacou, zic, repede m-am întors, am luat din sacou, m-am dus la ea, am deschis cutia, am deschis-o pe invers, nu era nimic în cutie, zic, ce se întâmplă, stai să întorc cutia, că era... Deci am mers așa, am fost super stângaci, dar a fost un moment foarte drăguț. Cum ai întrebat-o? Am spus, vrei să fii soțioara mea? Și a spus, da. Și mă rog, plângea în continuu și îmi zicea, nu cred. Am mai întrebat-o și a doua zi, pentru că nu mi-am dat seama în momentul ăla dacă e da sau nu, pentru că era, nu știu, nu cred. Vrei să fii sigur că e da? Vreau să fiu sigur că da. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been. Toată lumea ne întreabă, când e nunta, când vine copilul? Doamne, ferește, nici chiar acum, că avem lucruri de făcut, trebuie să avem o carieră, în primul rând trebuie să terminăm facultățile și abia după ne gândim. După ce l-am admirat din cap până în picioare pe prințul regatului de gheață, a venit momentul să o vedem pe crăiasa zăpezii. Și de la ea am vrut să auzim cum își amintește de ziua cea mare. A fost emoționant pentru că nu mă așteptam de nicio culoare. E adevărat că înainte cu un an sau ceva de genul, Vlad mi-a spus că la 18 te iau de nevastă, la 20 ne căsătorim. Și a zis, e bine, lasă, ce drăguț. Și să ține de cuvânt că la 18 m-a cerut de soție, să vedem dacă se adeverește la 20 de ani cu nunta. Dar a fost un moment foarte, foarte emoționant, nu mă așteptam. Lui Chris și Vlad le place iarna, așa că au vrut să o întâmpine deghizați în crăiasă și prinț. E clar că vor avea sărbătorii de poveste. Am început deja să ascultăm colinde, deja avem playlist în mașină, da, da. Ascultăm colinde. Anul ăsta voi merge în Botoșani
cu uratul. Uratul și cu căluțul și asta n-am făcut niciodată, deci capra, o să fie cu datin. Rămânești. Deci,